sunt medii extraliterare, trebuie să te ajute foarte mult fizionomia. Aparența e garanția credibilității. La tinerețe trebuie să arăți ca un efect, la bătrânețe ca un truit. Fără păr încrionțat, fără frunte largă și melancolie în priviri, mai bine taci. Și greul nu sfârșește aici. După ce ai convins cu figura, mai ai de învins prejudecata pețivănerii și aratării. Abia apoi invocă-le pe muze să-ți șoptească pe grabă cuvintele. Sunt scriitorul lui Nitru Vădița și mâine urmează să primesc aici un premiu din partea domnului Nicolae Manolescu, președintele Uniunii Scriitorilor din România și ambasadorul țării noastre la UNESCO. Tempista a zâmbit cu entuziasm. Vine Michi la săvârșim? A descuiat, m-am așezat în scaun și am ascultat o poveste despre o verișoară la filologie pe la sfârșitul anilor 80, îndrăgostită de gloriosul critic literar. Verișoara s-a stabilit în Germania, în urma căsătoriei cu un neamț care aducea ajutoare umanitare după 89. În numele ei îi va solicita un autograf. Mi-a cerut dintele de acril. L-am căutat în rucsac și nu l-am găsit. Nu l-am găsit nici în buzunarul pantalonilor. Reușisem să-l dejectez în pădure, reușisem să o convin pe dentistă să mi-l lipească și acum nu-l mai aveam. Când îl înghițisem, nu eram așa disperat, fiindcă știam că l-am în stomac și cu puțin efort am șansa să-l recuperez. Puteam reveni de pe minus la momentul inițial fără să investesc decât într-un laxativ și în operațiunea de lipire la stomatolog. Acum, ca să revin la momentul prim, eram obligat să fac o investiție mult mai mare. Trebuia să plătesc un nou dinte. Cineva a sunat la ușă. Dentista s-a întors cu dintele meu învelit într-un șervețel parfumat, mirosea alevănțită. Îl adusese nepoata bătrânei la care am stat un gazdă. Ci că înghițise unul dintre gurcanii papei, așa susținuse fata acolo pe hol. Că eu am adus dintele din pădure și l-am pus pe o scândură la soare. Apoi a venit un gurcan și l-a confundat cu o boabă și l-a înghițit. Papa ar fi văzut și a ordonat ca pasărea să fie imediat decapitată. Dintele meu fusese găsit în pipotă printre grăunțe și nisip. Fata îl spălase și îl scufundase în spirt, apoi în parfum de lebățică. Să scrieți frumos despre săvârșim domnule Vădița. Am ieșit și m-am pus la gazdă. Bătrâna nu se culcase. Mi-a pus pe masă o farfurie cu piure de cartofi. Poți să-l mănânci numai cu buzele.